Bun. Bun. În varianta în care va rămâne această coaliție, vor avea un candidat comun la președinția României? Este foarte puțin probabil să aibă un candidat uh -huh. comun, pentru că uh, sunt cele mai importante alegeri. Partidul Social-Democrat are o frustrare legată de faptul că în, de două decenii nu a avut președinte. 23 de ani în curând, 24 de ani vor fi, nu no, chiar două decenii. Chiar mai multe. Deci, 24. 24, din 2000 24. va fi 2024. Asta uh. înseamnă că uh, au avut nu numai președinți care nu au respectat uh, întru totul statutul de neutralitate pe care îl definește Constituția, ce au avut chiar președinți care au fost anti-PSD, cum a fost și este în acest moment președintele Klaus Iohannis. Adică un președinte care a mers la o manifestație împotriva guvernului neautorizată, în geacă roșie, în geacă roșie Ceea care... Roșie v Roșie va deranja, da, că a participat, nu cred că. Sigur, e foarte bine. Oricine poate să participe, mai ales noi, ăștia din provincie, mai greșim străzi în București când venim și ni se poate întâmpla. Ei, am tot învățat tot. între timp. Cât mai contează președintele Iohannis pentru PNL? În 2024 va mai conta? E, sigur că, după părerea mea, președintele contează în acest moment pentru că se gândește, probabil, cum a fost tot timpul atent la posteritatea de după 2024, cine va continua uh, asta și atunci probabil că uh, ar putea să încerce să influențeze în modul în care se poate constituțional să influențeze viitoarea desfășurare. După părerea mea uh, PNL în acest moment uh, cu siguranță că va trebui să structureze un leadership uh, exterior uh, președintelui care uh, nu va mai avea aceeași forță păi nici acum. nu nu construiește spre, și spre nu e niciun semn de să spunem așa, dizidența ar fi mult spus. Că totuși partidul ăsta, după eșecul în Schengen, bănuiesc că acolo, nu? Mai mult la PNL s-a... Da, în sondaje decontează președintele -a și Partidul Național Liberal. Mai mult uhum. decât... Uh, păi cum stă în momentul ăsta? PSD-ul are undeva la... 30 PSD-ul are peste 35% în 30, peste 30 Între 35% și 40% depinde de uh, moment de uh, și de sondaj și de cine, cine face Așa. Partidul Național Liberal Foarte mare după un an de zile la este, putere, la este, guvernare Este mare PNL-ul? PNL-ul undeva între 18 și 20 deci, E un partid unde... care e aproape la jumătate din PSD Sigur, asta a fost de la început, de când am început această coabitare cu 50%, Aur? 50%. Aurul undeva în jur de 15%. E sub PNL în momentul ăsta? Este sub NL Sunt sondaje care dau undeva la două Sunt momente în care momente politice în care aurul sare foarte mult, pentru că valorifică foarte bine momentele mm. De, mm. De, liderul de emoție aurul, colectivă, și George Simion, este destul de activ și mm. are o anumită intuiție în a urca. USR-ul 90-11%. Mai e vreo șansă să se refacă ceea ce a fost PNL-USR? Sau nu mai există? În acest moment, nici dacă se adaugă UDMR-ul la această... Și tot nu ar avea o majoritate. Tot nu ajunge în acest Bun. moment. Care vor fi candidații la președinție din punctul meu de vedere și cine a, o să aibă șansele cel Este mai mari? o necunoscută aceasta. Eu cred că... Vine cu câteva variante ca să de dragul dialogului, nu? Și al... Sigur, nu știm. Oricum discutăm despre ce s-a Ciolacu ar... poate să fie ce candidat la președinție în din partea PSD? Uh, Ciolacu, uh, conform regulii Partidului Social Democrat, în care președintele este cel care candidează, uh, ar putea să fie. Sigur că Marcel uh, Ciolacu ne-a spus și nouă celor apropiați lui, a spus-o și public, că uh, ar vrea ca să nu riscăm să mergem mai departe cu președintele partidului, că am pierdut de câteva ori pe această schemă și să asimilăm un intelectual, a spus-o și recent, da. să găsim o o platformă mai largă de susținere. Sunteți de acord cu Marcel Ciolacu sau nu sunteți de acord? Sunt de acord că este un raționament strategic și pragmatic într-o oarecare măsură. Problema este că trebuie găsit omul, asta este unul, doi, găsit o platformă de sprijin în jurul lui și în jurul Partidului Social-Democrat, adică trebuie să găsim, să luăm partea stângă centru stânga, să găsim mai o formulă de sprijin mai. Păi cine să vă mai sprijină? Sunt, partide, sunt și partide mai mici. Partidul da. lui Victor Ponta A Partidul lui Victor, de exemplu. Este Partidul Tăricianu, care încă n-a murit. Mm. În unele locuri am făcut. Dar Partidul lui Băsescu, unii... nu cred că vă gândiți, totuși. Partidul lui Băsescu se mișcă într-o parte și în alta. Este un partid pe care l-a definit ca fiind de dreapta și mm. probabil că va încerca în altă. Care va fi partid. candidatul drepte la președinție? În mod normal, dreapta în acest moment ar putea să meargă pe varianta premierului și așa cum se văd lucrurile, mi se pare că este o bustare, cum spunem noi, în sociologie sau în publicitate pentru, pentru premier. Dar cu siguranță că lucrurile nu se vor hotărâi decât în momentul în care vom avea sondajele care să arate că... Există un anumit profil care ar putea să treacă. și când mm -hmm. să vedea cine intră în acest profil al candidatului. Se vorbește de candidatura Laurei codruța Chieve și credeți în această candidatură? Nu cred. Cred că este un o fel de mm -hmm. iluzie a celor care cred foarte mult în teoria conspirației mm -hmm. și care. Caos... Nu credeți că va fi candidat sau? Nu cred că va fi candidat mm -hmm. și. Uh, dacă ar fi candidat, ar avea șanse? Nu ar avea șanse. Nu ar avea șanse. Este... Cine are șanse să intre în turul 2? George Simion are șanse să intre în turul 2? Depinde de modul cum în care se va modul în care se va fragmenta votul. Dacă votul va fi pe foarte pe partea dreaptă, pe partea dreaptă și pe partea stângă, pentru că nu se știe, Da, un candidat al al Partidului Social Democrat intră clar în turul 2 dacă va fi face minimum 35% un candidat al Partidului Social-Democrat care este prizat de partid, adică președintele partidului, să spunem, uh -huh. pe partea dreaptă, însă este o fragmentare mai mare în acest moment și acolo nu se știe, în orice caz. Uh, Domnule ministru, dar totuși vizibilitatea domnului Ciucă, Ciucă, al nostru, dacă nu va mai fi prim-ministru, va fi foarte mică din postura de președinte, doar președinte al PNL. Uh, Președinte al PNL, poate fi președinte al Senatului, după cum am sensat. Președinte al Senatului, se mă pregătește rog. această funcție, ținându-se un se -ți, interimar da, pe, această, da, mă rog. pe această funcție. Și vizibilitatea, până la urmă, este dată de uh, păi activ, da, da. activismul partidului. Păi da, da domnul Ciucă nu este politician, înainte de orice, e un militar de carieră. Da, nu știu dacă... Uh, deci ați vrea să fie candidat domnul Ciucă, va fi mai ușor pentru PSD, înțeleg. Uh, nu știm dacă va fi mai ușor. Și Claus Iohannis uh, era la un moment dat în un, a apărut un, peste noapte. candidat peste noapte, fără șanse. Și la un moment dat stelele s-au aliniat Asta. în așa, fel încât în turul 2 au venit... Mircea Joana? Mircea Joana, dacă va avea o platformă politică în spate de partid, el în acest moment are o platformă discursivă care este de calitate. Este, este adevărat. Are un discurs de calitate. Deci dacă ar fi candidatul PSD, ar putea să ajungă președintele României. S-a asta... Ies... discutat în partid asta? Nu am discutat în partid acest lucru. Sigur că s-ar putea discuta problema pe care uh, Mircea Joană ar trebui să o studiem și în partid, în interior, pe care o are, pentru că a fost part... președinte al partidului și uh, și a făcut, la un moment dat, a participat la facerea unui alt partid. Uh, și nu știu dacă acest lucru nu l-ar încurca nu a știe nimeni în, a, în a fi, ca a participat la facerea unui alt partid. Dar, pro, probabil că uh, atunci când se, vor căuta, se va căuta candidatul, se va discuta toat, despre toate variantele. Și Ceilalți candidați, domnule ministru, despre care s se vorbește, se vorbește de domnul Eduard Helvig ca ar putea să candideze. N-am apucat să vorbim despre suveranism, poate ne spuneți părerea noastră în câteva minute. Helvig, mai este domnul Predoiu, fostul șef al SIE adică candidați de felul ăsta care vin din zona serviciilor, că tot vorbim despre servicii. Sunt lucruri diferite. Eduard Helvig este un politician de o altă generație, o generație mai tânără. Discursul lui de la Cluj a creat o mare vârfă pentru că a părut a fi un discurs de lansare de candidatură. După părerea mea, Eduard Helbig a reușit să ducă Serviciul Român de Informații într-o zonă de neutralitate și... Cel puțin așa apare, aparent. Se vede. Să nu iasă ar țipa și, dacă ar fi, protocol, niște protocoale. Dacă peste ar fi victime, ar țipa. Și eu nu cred că a venit momentul lui. S-ar putea ca candidatul lui să vină peste Anii în viitor, dar în acest moment cred mai puțin că uh, va ieși din această demnitate publică unde uh, se descurcă foarte bine. Uh, deci, nu vom avea surprize din punctul acesta de vedere a unor candidați care. Uh, condus servicii secrete sau nu. nu mai e un an uh, și mai bine de jumătate până la alegeri. Nu. Niciodată nu am știut candidații, uh, dacă ne uităm în spate bine, nu am știut toți candidații din timp. Păi, nici Ponta nu a apărut peste noapte, nici Ponta nu era hotărât să nici candideze, nici Ponta, pentru că era vorba despre Ioanis Antonescu -a și așa mai departe. Deci, da. e adevărat. adevărat, aveți perfectă dreptate. Uh, Spuneți-mi, vă rog, se vorbește despre comasarea, despre faptul că ar trebui să aibă loc în același timp alegerile parlamentare cu alegerile locale. Este de acord cu asta? Ce spune partidul? În general, aceasta este susținută, este o viziune susținută de unii oameni, dar nu, este, nu are unanimitate, să spunem așa, pentru ca să se poată realiza. Uh, există și uh, sigur un avantaj aici pentru uh, faptul că mobilizarea uh, celor din local uh, în același timp cu, uh, pentru parlamentare ar fi mult mai mare, că observăm o diferență între voturile pe care primarii și le au pentru ei înșiși și uh -huh. uh, diferența față de parlamentare, unde parcă nu mai trag exact în, în acest. Rid, da. Dar uh, credem că alegerile vor rămâne separate pentru că. Deci eu, vor fi patru rânduri de alegeri. Uh, e o chestiune care ține de, și, și de. Cred că, că ține și de Curtea Constituțională. Ține și de Constituțională, ține și de indicațiile. Uh, Comisiei de la Veneția și de alte lucruri legate de faptul că alegerile care se pun în același timp se influențează unele pe altele și problematica, de exemplu, locală, dispare în fața unei problematici generale politice și atunci oamenii aleg cu gândul la București, alegându-și la primarul lor. Și, într-un fel, e un pic de. Uh, ciuntirea democrației, ca să spunem așa, din această perspectivă. Deci nicio, adică nu vă gândiți la o candidatură surpriză la președinția României? Păi sper să avem și o surpriză care să fie plăcută și pe care să câștigăm, dar în acest moment... A, vă gândiți la PSD, la o candidatură a PSD-ului, PSD la un candidat al PSD-ului. Care e intelectualul candidat... la care ar putea fi candidatul PSD-ului? Nu știm. E un titlu generic despre care a vorbit uh, Marcel Ciolacu. Ar trebui să facă parte din... Uh, PSD neapărat sau putea fi un independent? Nu este exclus ca o personalitate din afară să fie preluată de PSD și susținută. Președintele Academiei ar putea Pără fi unul dintre fie... Ar fi o astfel de personalitate? Președintele Academiei este o personalitate. Deocamdată n-a reușit nimeni să-l convingă până acum să facă politică. Face mai degrabă M înțeles. o politică națională. Deci... În acest moment, și vă spun foarte sincer, ca un planner politic care am și oarecare experiență, dacă ar fi după mine, nu aș lansa candidatul încă cu un an și aproape doi înainte, pentru că modalitatea în care apare în eroziunea credibilității lui, Modalitatea în care uh, devine o țintă pentru uh, toată lumea. E clar, da, se uh, întâmplă asta de fiecare dată. Și când ar trebui să fie anunțat? Cu În anul 2024, cu trei luni înainte, cu șase luni Eu cred anului? că la sfârșitul acestui an, în toamna bogată anului 2023, în funcție și de climatul politic, în funcție. Ar trebui de, să fie anunțat. Sigur, și de atmosfera generală ar trebui să avem un candidat. Noi am vrea ca un candidat, așa cum a anunțat și Marcel Ciolacu, ca un candidat al Partidului Social-Democrat să treacă prin filtrul organizațiilor, în sensul că să primească un sprijin prin, prin câteva vot. sondaje. Nu de numai asemenea, sondaje, să, să fie un fel de primaries, cum au americanii, prin care a, să, să treacă prin filtrul organizațiilor ca să poată fi organizațiilor să, județene, 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 județene județ, ca să poată să aibă mm -hmm. acest sprijin, acest această benzină, acest combustibil care vine de jos. Deci, coaliția poate să aibă, sau partidele care fac parte din coaliție, și vorbesc de PNL și PSD, fiecare dintre cele două partide să aibă candidat propriu la uh, președinția României, după care să, 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 să continue această coaliție. Ar putea să existe această variantă, ar putea să avem, să existe și varianta unor înțelegeri pentru alegerile locale, unor înțelegeri locale între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal funcție de înțelegerile locale, să nu fie condiționate de un contract politic la nivel național. Care sunt cele mai importante alegeri care să influențeze alegerile prezidențiale? Sunt alegerile generale. Și parlamentare, alegerile locale sunt importante din punctul ăsta? Alegerile de vedere? locale sunt foarte importante, după părerea mea, pentru că alegerile locale, până la urmă, definesc nu numai trendul, dar definesc și baza alegerilor pentru alegerile parlamentare. parlamentare. Și alegerile parlamentare, de fapt, valorifică mai mult ceea ce obții la, la locale. Alegerile parlamentare ar trebui să aibă loc în același timp cu alegerile prezidențiale? Nu. Nu cred că este important acest lucru, pentru că a apărut atunci când au fost împreună, nu a fost. Nu a neapărat. fost bine pentru PSD. Nu a fost bine pentru PSD și pentru democrație. Pentru eu România, până la urmă. Eu mă e adevărat. la La România. Uh, cred că alegerile parlamentare. Păi, psd știi se pot gândi și la România? Asta e o întrebare uh, grea, trebuie să răspundem. E singurul partid care a, a avut. care gândește la România. și România. de creștere economică pentru România. În rest, au fost foarte multe povești cum dezvoltăm România. Noi, chiar dacă ne uităm pe graficele privind creșterea economică, perioadele PSD-ului înseamnă creștere economică. O fi fost din întâmplare sau. Nu știu, nu mă pricep, nu sunt de aici. Uh, apropo de suveranism și discursul lui Eduard Helvig și. Foarte multe discursuri în ultima vreme fac trimitere la uh, România, care să nu mai fie atât de plecată în fața străinilor, în Uniunea Europeană să aibă o poziție, deși Schengen nu mi-a zis dacă ați prins în sondajul respectiv de anul trecut ce s-a întâmplat cu schengen cum văd românii. Faptul că n-am intrat în Schengen. Da, un, o mare dezamăgire. N-ar fi știut nimic despre Schengen dacă nu ar fi fost așa pregătit mm -hmm. opinia publică pentru un mare succes. Exact. Uh, uh, S-a a... creat un orizont de așteptare incredibil din punctul ăsta de care A adevărat. fost fals, de fapt, pentru că nu se pe ceva foarte da. mult și acum a devenit asta o temă foarte importantă și pentru politică. Deci a fost o dezamăgire destul de mare.